se vede de la Bruxelles tot ceea ce se întâmplă în România. Vorbim de o criză sanitară fără precedent, vorbim de o criză politică care durează de mai bine de 2-3 luni. Cum se văd toate aceste lucruri la Bruxelles? Sincer, mulți dintre decidenții europeni consideră că în România a fost, cel puțin în ultima perioadă, un haos. Un haos din punct de vedere medical și un haos politic care ne-a condus la această situație. Au fost surprinși să constate și discrepantele între ceea ce spunea guvernul și ceea ce era realitatea pe teren. Ei tot timpul la Bruxelles spuneau că totul este perfect, s-a rezolvat, au învins pandemia, au gestionat părțile medicale, economic totul merge perfect. Ori vedem inclusiv astăzi, da, o scădere a predicțiilor Comisiei Europene în ceea ce înseamnă creșterea economică a României. Deci, iată, lucrurile în realitate sunt diferite. Nici au fost oarecum surprinși. Însă, să știți că toți ne-au îndemnat să găsim soluțiile pentru a oferi stabilitate României. În diferite maniere, fie printr-o formare a unei coaliții, fie eventual prin alegeri anticipate, care știm foarte bine că sunt foarte, foarte greu de făcut în conform legislației și Constituției din România, dar și-ar dori ca România să fie stabilitate. Au fost și ei, trebuie să spunem, oarecum surprinși să constate că, iată, împingem înainte o formare a unei mari coaliții, dar astăzi mulți dintre liderii europeni, fie de la nivelul Comisiei, fie la nivel guvernamental, cel puțin discuțiile informale, au salutat această responsabilitate din partea Partidului Social Democrat. Vom vedea ce se întâmplă la final, însă și-ar dori soluții. Ori aici România a ratat niște momente și nu aș vrea să trecem peste ele. Uniunea Europeană ne-a oferit bani pentru a achiziționa teste care să fie folosite într-o manieră gratuită la nivelul populației. România, guvernanții, ministrul USR de la Sănătate au uitat să trimite hârtiile pentru a beneficia de această finanțare și a beneficia de, practic, de teste gratuite pentru populație. Au mai fost momente ratate. A existat acel apel pentru IMM-uri din banii europeni, care ulterior a fost retras, măsura 3. Din nou, Uniunea Europeană ne-ar fi permis să facem lucrul acesta. Mai existau și fonduri pentru zona de ajutor de stat. Din nou, bani ratat. Adică ne dau mijloacele, trebuie să profităm noi de ele.